Salutare și bine ați revenit pe canalul meu, Pasiune și Savoare! Astăzi am pregătit pentru voi prăjitura trio de ciocolată, realizată într-o variantă simplă și rapidă, cu un rezultat perfect. Iar de gust, ce vă să spun? O bunătate fină, aerată, ciocolatoasă, destul de echilibrat. Iar blatul brownie, o alegere fantastică în acest desert. Deci haideți cu mine să parcurgem rețeta. Începem ca de obicei cu blatul. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Și tava de 18 pe 28 cm. Separ albușul de galbenuș. Adaug praful de sare peste albușuri. Voi mixa până voi obține o spumă mai lejeră apoi voi introduce doar jumătate din zahăr și voi mai mixa până voi obține o bezea mai fermă. Cam așa. Dăm deoparte spuma. Voi adăuga cealaltă jumătate de zahăr peste gălbenușuri, uleiul, puțin câte puțin, ca la maioneză, și mixez un minut. Adaug untul topit și răcit. Apoi praful de cacao trecut prin sita. Bun. Mai mixez încă puțin. Să se omogenizeze foarte bine. Oprim mixerul. Adaug praful de copt trecut prin sită și el. Mai mixez și laptele puțin câte puțin laptele ar fi bine să fie călduț. Jumătate din lapte și pe urmă pun făina. Astfel vom obține această compoziție mai fină și nu foarte fermă. Adaug restul de lapte. Cald. Aromatizez cu esența de vanilie. Însă puteți folosi ce aromă doriți. Chiar și rom. Perfect, ar merge. Adaug din peziaua de albușuri peste, mixez puțin, deci nu foarte mult, o lingură, două, suficient. Dăm deoparte mixerul, combinăm cele două texturi iar cu spatula amestecăm ușor de jos în sus. Astfel vom obține această compoziție omogenă. O transfer în tava tapetată cu hârtie de copt. Nivelez puțin suprafața și o introduc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15-20 de minute sau până când trece testul scobitorii. După ce s-a răcit blatul, voi nivela suprafața tăind excesul acesteia. Da? Deci trebuie să aibă suprafața destul de netedă latul astfel obținut îl voi introduce în tavan care l-am copt și trecem mai departe la măsul de ciocolată neagră. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 10 minute. Torn frișca fierbinte peste ciocolata mărunțită și amestec pentru topirea acesteia puteți să o puneți și pe foc mic, atenție, însă să nu dea în clocot. Cam așa trebuie să arate. O voi lăsa 5 minute să se mai răcorească. După 5 minute am topit gelatina în cuptorul cu microunde maxim 5 secunde și amestec în compoziția caldă. La final, incorporez frișca rece care a fost puțin mixată anterior. Amestec cu la ușor, deja o în sus. Cam așa arată. Ca să ne asigurăm că obținem un mus foarte fin, îl vom trece prin sită. Și acesta este finalul deosebit de o zi, bine, bun. O să vă placă! Însiropez blatul brownie cu puțin sirop vanilat. Însă puteți folosi, bineînțeles, orice aromă. Torn tot musul pe suprafața blatului apoi voi introduce tava în congelator pentru 20-30 de minute, timp în care vom pregăti următorul mus. De ciocolată cu lapte. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Încep prin a hidrata gelatina cu apă rece. Amestec și las în repaus 10 minute. Torn frișca fierbinte peste ciocolata cu lapte mărunțită și amestec pentru topirea acesteia cam așa arată, o voi lăsa 5 minute să se mai răcorească. După 5 minute am topit gelatina în cuptorul cu microunde, maxim 5 secunde, și o amestec în compoziția călduța a ciocolatei. Introduc și frișcare rece care a fost puțin mixată anterior. Trec musul obținut prin sita. Și cam atât. Destul de simplu, da? Este un mus deosebit de bun. Și rapid. Fără nicio problemă îl puteți realiza. Scoatem tava din congelator, observăm că musul de ciocolată neagră este ferm. Numai bine punem și musul de ciocolată cu lapte. Introduc tava în congelator și o mai las 20-30 de minute. Este rândul musului de ciocolată albă. Îl vom realiza din următoarele ingrediente. La fel, începem prin a hidrata gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 10 minute, aproximativ. Torn frișca fierbinte peste ciocolata albă mărunțită și amestec pentru topirea acesteia. Cam așa arată, las 5 minute să se răcorească. După 5 minute am topit gelatina în cuptorul cu microunde maxim 5 secunde și amestec energic în ciocolata albă, călduță. Introduc frișca rece care a fost puțin mixată anterior. La final trecem musul prin sită. Bun! Și suntem gata și cu al treilea mus. Cam așa arată la final. O compoziție destul de fină. Ferm este și musul de ciocolată cu lapte. Am turnat ciocolata albă peste și las prăjitura în frigider peste noapte. A doua zi, cam așa arată după ce am tăiat extremitățile prăjiturii. Presar câțiva fulgi de cocos pentru decor. Însă puteți lăsa simplă sau glazură de ciocolată. Cu ajutorul unui cuțit cu lama lungă, o voi porționa. La mai este indicat să o țineți în apă fierbinte câteva secunde, să bine cu un șervet uscat, astfel vom obține aceste laturi curate. Da? Deci, după fiecare tăiere, faceți acest lucru. Și este gata, dragilor. Vă servesc cu mare, mare drag și pe voi. Este o rețetă simplă, rapidă. Oricine eu zic că poate să o facă. Nu mai este niciun mister ne putem delecta cu un desert perfect echilibrat, ca gust, textură și un aspect impecabil. Sper să o încercați, astfel vă puteți convinge cât este de bună. Haideți să transformăm o zi obișnuită într-una de sărbătoare, alături de cei dragi, degustând împreună acest deliciu. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă urez spor la treabă și poftă bună. Și ca să facem o comunitate frumoasă aici pe YouTube, nu uitați să vă abonați pe acest canal și veți fi alături de mine în această minunată călătorie printre rețete care mai de care. Pe data viitoare, dragilor, și numai bine! Pa, pa!